tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi, locația clipului sau locația în care filmăm este restaurantul Evoc de pe Nicolae Titulescu. Alături de noi o avem pe Petra Iorga, facilitator în constelații familiale, psihoterapeut de familie și de cuplu. Petra, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a împărtăși din informațiile pe care tu le deții cu noi, muritorii de rând. Cam așa s-ar transpune în cuvinte. Spune-mi, te rog, în primul și în primul rând, știu că voi aveți niște evenimente pe care le desfășurați în perioada următoare și mi-aș dori să ne spui un pic despre ele înainte de a începe. Poate sunt interesați cei care ne urmăresc. Păi am un eveniment acum în colaborare cu Corina Chelaru, pe care a invitat-o la un moment dat. O să avem o tabără de constelații familiale și astrologie integrativă și o să punem accent exact pe partea asta de cum ne manifestăm în relații, în relațiile de cuplu, în relațiile familiale, în funcție de hărțile natale și în funcție de ceea ce am preluat, ca să zic așa, din neam și manifestăm. Și cumva eu am să vin cu partea de constelații familiale, să putem să punem lucrurile în ordine, să lucrăm pe partea asta. Corina o să vină pe parte de cărți natale, în care vom identifica tema cu care a venit persoana respectivă. Am mai lucrat și într-o altă tabără lucrul ăsta și cumva va scoate în evidență, de exemplu, ai venit cu tema prin care relația ta cu mama e bazată pe rana respingerii. Da? Poți să vezi în hartă și automat lucrăm exact pe identificare și pe acceptare și pe vindecare. Da? Cam asta o să facem în tabără. După care, începând din septembrie, voi avea în București eveniment de constelații familiale pe 10-11 septembrie atunci. Da? Și în septembrie o să mai fie la Iași pe 24-25 septembrie. Și apoi în Galați, la primul weekend de octombrie. O perioadă încărcată imediat, dar e foarte bine, pentru că așa dăm și noi mai departe din cele pe care le cunoaștem. Spune-mi, te rog, legat de constelațiile familiale, cum ai fost tu introdusă în partea aceasta? Mi-aduc aminte, nu mai știu în ce an, cred că era 2016, cred că era atunci. Am fost la un workshop la Dragoș Riti, care este mentorul și profesorul meu în formarea ca facilitator constelații familiale. Și ce am remarcat atunci când am fost la Timișoara la două zile de constelații, că am fost aleasă în fiecare constelație. Am ales am reprezentat orice, mamă, fiică, viață, diverse concepte, personaje. Și atunci mi-am pus întrebarea, ok, atât de mult am de vindecat sau e și altceva dincolo de ceea ce e? Și de fapt mi-am dat seama că s-au deschis în mine niște abilități din zona empatie, sensitivitate, intuiție, tot ce înseamnă partea asta de daruri. Știi ce mi se pare și foarte... de atunci am început. A zis de intuiție și mi se pare foarte frumos că înainte să zici tu că în Timișoara, la mine în cap era că în Timișoara l-ai făcut, dar nu știu de ce. Păi în Timișoara am făcut și formarea și primul workshop de constelații familiale. Petra, ce înseamnă, ce reprezintă constelațiile familiale? Adică la ce să ne gândim în momentul în care auzim termenul constelații familiale? La ce să ne gândim? Să ne gândim la faptul că provenim dintr-un sistem familial și că toate informațiile pe care le primim de la strămoșii noștri le avem în noi. Adică suntem suma a tot ceea ce au trăit ei și au experimentat până în momentul nostru? Da, până în momentul în care noi ne-am născut și automat în momentul în care noi am apărut în viață, cumva atât darurile cât și resursele, cât și traumele le avem în noi și ajungem să le manifestăm din inconștientul colectiv al familiei prin noi. Adică noi suntem practic suma a tot ceea ce s-a întâmplat până în momentul în care am apărut noi. Da. Adică da, noi practic nu suntem noi liberi și ne facem minte, de la un moment dat chiar făcuse cineva un studiu pe partea asta despre cât de mult ne manifestăm noi pe noi înșine și cât de mult se manifestă cumva neamul prin noi. Exact. A ieșit un proces foarte mic. De manifestarea sinelui nostru autentic până în momentul în care
presupun că știi și tu, apare diferențierea sinelui, da. Și atunci când ești liber, ajungi să te manifesti și să-ți manifesti povestea vieții exact, tale. Exact, dar asta abia după ce ai conștientizat. Da. Și sunt persoanele acelea care fug atât de departe de familie, care nu vor să audă, da. Știi, și care zic că eu niciodată nu o să fac ce a făcut mama sau tată sau ce s-a întâmplat în familia aceea, dar oricât de departe ai fugi, dacă tu nu îți dai seama care e bagajul cu care tu vii la pachet, nu ai cum să scapi de tot ceea ce duci în spate, nu? Știi, este o vorbă care spune așa, oriunde mergi și orice faci, ai întâlnit pe părinții tăi și modul în care tu... te poziționezi față de relația cu ei va fi modul în care te poziționezi în relația cu viața, în relațiile de cuplu, în orice tip de relație pe care îl ai. Pentru că, de exemplu, dacă tu ca om nu ești în pace cu părinții tăi și ești într-o zonă de respingere, de conflict, automat tot ceea ce vine către tine va fi din zona asta de respingere și de conflict. Și tradus așa în relațiile de cuplu, ce putem noi face? De exemplu, nu știu, dacă suntem geloși, posesivi, avem răni de respingere, de abandon, de trădare. Acestea, da, ok, sunt ale noastre, că noi am ales să venim în familia respectivă și să ne cuplăm la câmpul respectiv al familiei. Dar ca să ajungem să avem o viață liniștită, împlinită, armonioasă, mai ales în relația de cuplu, ce avem noi de făcut astfel încât să conștientizăm care e pachetul, bagajul pe care l-am preluat? Păi uite, în primul rând, constelațiile ne fac să identificăm locul în care suntem. De exemplu, într-o relație de cuplu pot să fiu fiica partenerului. Adică să mă manifest dintr-o zonă în care atunci când am o anumită dinamică în relația de cuplu, să-i spun partenerului, parcă ești tatăl meu. Și automat mă poziționez pe mine în rolul de fiica lui și se manifestă dinamicile subtile, ca să zic așa. Dar de ce ajung eu să mă poziționez? Adică de ce nu sunt de la egal la egal ca și parteneră de cuplu și mă duc în rolul de... Pentru că nu sunt vindecată. Pentru că avem în noi copilul interior, avem adolescentul rebel și adultul care e nevoie să se manifeste dintr-o zonă de așezare și echilibru la locul lui. Dar știi că de multe ori dacă nu ajungem să trecem printr-un proces terapeutic, pur și simplu se manifestă copilul din noi care și-a pierdut puterea personală, care se duce în fața partenerului și cere voie, în ghilimele, să facă ceva. Sunt multe exemple. Da. Dai voie să îmi cumpăr, nu știu ce rochie sau uite, mi-aș dori și un nou aparat de fotografiat, pot să mi-l iau. Dar nu este necesar să-l cerem, pur și simplu noi ne poziționăm. Doar să informăm. Da, ne poziționăm. Și asta se poate jungla, adică pot să am și rolul de mamă față de partenerul meu și să mă comport ca atare. Da, pot să am și rolul de mamă, pot să am și rolul de terapeut, pot să am și rolul de asistent medical, pot să am diverse roluri, de salvator, important este să identificăm rolurile în care ne ducem, pentru că, uite, chiar ieri am lucrat cu cineva pe tema asta, de a ghida o să identifice din ce loc interior se manifestă în relația de cuplu, mai ales că aveau împreună și un business, da? Și atunci intervine partea mea personală cu partea profesională care la un moment dat cuplează și e nevoie să faci cumva diferența între roluri și cum te manifesti. Și atunci când tu în afacerea pe care o ai, poate împreună cu partenerul, te manifesti din rolul de mama a lui sau din rolul de profesoară sau din rolul de șef, da? Evident că încep niște dinamici să se manifeste și nu e o zonă de echilibru. Deci, în primul rând, noi trebuie să identificăm locul în care ne poziționăm noi în relația de cuplu și abia apoi lucrăm. Adică, pentru a fi o relație echilibrată, e nevoie să fii un rol de femeie pentru bărbatul de lângă mine. Da? Și ulterior, dacă e să trecem mai departe într-o relație de angajament, devenim soț-soție, apoi devenim părinți, dar toate astea au nevoie de o anumită ordine și cumva dacă ordinea e schimbată, se produce dezechilibru. Pentru că tot așa discutam cu cineva și la informația acum că știi că soțul meu și-a găsit o amantă. Ei, rolul în ghilimele a triunghiului conjugal este întocmai să arate dezordinea care există și nemanifestarea unui loc. Pentru că în momentul în care o femeie devine mamă și dă la o parte, dă la o parte rolul de femeie și cumva ea se manifestă doar din zona de mamă și automat bărbatul are nevoie să-și manifeste rolul de bărbat vis-a-vis de o femeie. Vis-a-vis de o femeie, da? Deci
tot ceea ce trăim, trăim ca să ne arate de fapt unde suntem, dacă suntem în dezordine sau în ordine. Deci atât de frumos ai spus acest lucru. Și în momentul în care, nu știu, în relație de cuplu apare o infidelitate sau orice s-ar întâmpla, noi trebuie să căutăm să vedem cum ne poziționăm, da. Și nu neapărat să căutăm vinovatul. Da. Mai degrabă responsabilii care sunt. Da, hai să vedem cu ce am contribuit eu și unde sunt eu în povestea asta. Pentru că este clar că în momentul în care apare o a treia persoană, ceva din mine nu e la locul lui. De persoana respectivă a căutat în exterior. Da, exact. Doar că în momentul în care noi ajungem într-un moment de infidelitate, mai ales dacă noi suntem cei înșelați, deci vedem orice, doar rana trădării, rana respingerii, abandonul, se trezesc o grămadă de și nedreptăți în noi. Dar cumva poate că ăla e momentul în care să mă întorc la mine. Da, dar să mă uit la mine. Majoritatea nu ne întoarcem nici de cum la noi, ci mai degrabă tot în exterior căutăm să aruncăm vina. Și asta ar însemna să ne învârtim în cerc și să nu vindecăm niciodată de fapt ce avem noi pe interior. Adică tot ce ne se întâmplă nu face decât să scoate la suprafață ce ai tu de vindecat. Exact. Și dacă ne-am uitat mai mult ca la niște oglinzi, la lucrurile care ni se întâmplă, ne-am face viața mult mai ușoară și am grăbit procesul de evoluție. Uite, eu am o vorbă pe care o folosesc așa în evenimentele de terapie de grup și le zic oamenilor în felul următor. Atunci când te întâlnești cu o persoană, caută să vezi la ea ceva din trecutul tău, ceva din prezentul tău sau ceva ce poți să devii în viitor. Pentru că este clar că acea persoană vine să-ți arate ceva odată ce rezonezi cu persoana respectivă, știi? Și aici apare conștientizarea cum că poți să vezi o persoană care are anumite frici pe care poate și tu le-ai avut, dar le-ai vindecat. Poți să observi la o altă persoană, eu știu, curajul pe care îl ai și tu și pe care și el manifestă în tocmai ca să vezi că îl ai. Sau poți să vezi, uite, persoana asta are succes. Wow, ce interesant, pe viitor e posibil să ajung și eu să am succes la fel sau mai mult decât ea. Eu, de exemplu, am în mine conflictul. Evident că voi atrage oameni conflictuali. Dar dacă eu sunt în echilibru cu mine, evident că voi atrage doar oameni care sunt zâmbitori, pozitivi, cum s-a întâmplat și cu doamna mai devreme. Și tradus în relația de cuplu, dacă am un partener sau o parteneră care tot timpul mă critică, și din partea căruia primesc doar reproșuri, ceartă și așa mai departe, înseamnă că pe undeva și la mine e, nu? Adică nu e. Ar trebui să mă uit, ar trebui. Poate că ar fi momentul potrivit să mă uit la mine și să văd ce judec, ce critic eu la mine. Știi? Pentru că partenera poate fi o oglindă prin care eu cu mine, uitându-mă la mine, să am anumite gânduri de judecată sau de critică sau de autosabotaj eu cu mine, da? Și automat partenera vine doar îmi arată ceea ce am eu de eliberat din mine. Așa e, și de cele mai multe ori ne deranjează la partenerul nostru ceea ce noi oricum deja gândim despre noi. Știi, se întâmplă să zică, dar nu-ți stă bine astăzi părul sau uite, te-ai cam îngrășat. Dar tu de fapt te simți tu în tine. Și de asta cred că important ar fi să fim în armonie noi cu noi, pe interior, ca ceilalți să reflecte părțile noastre pe care ne-am dorit să le scoatem la suprafață. Revenind la constelațiile familiale, cum are loc această procedură? Ce înseamnă? Ce implică? Metoda constelațiilor familiale implică niște roluri prin care tu cuplezi la informația respectivă pe care omul respectiv o are în câmpul lui informațional, ca să zic așa. De fapt, ce reprezintă constelația familială? E o metodă terapeutică prin care eu pot să mă uit în sufletul meu, în subconștientul meu, să văd ce este acolo, pentru că știm foarte bine că suntem ghidați de subconștient și că, uite, multe persoane spun, știi, lasă că trecutul nu mă afectează, că eu acum trăiesc în prezent, dă-l deoparte, că ce mai contează ce am făcut eu sau cine am fost eu în trecut. Da, nu contează, dar se manifestă prin tine. Adică trebuie să te adică întorci. Pur și simplu, de fiecare dată e nevoie să te întorci la acel ceva pe care l-ai făcut sau nu l-ai făcut, ca să vezi de ce și acum se manifestă în prezent. Și cumva, deci dacă ne raportăm la sistemul familial din care facem parte, da? Eu sunt conectată la părinții mei. Părinții mei au avut și ei niște părinți. Părinții părinților au avut niște părinți și tot așa, da? Pe arborele genealogic. Dacă, de exemplu, știi că există vorba asta prin care se spune ești leit bunica ta atunci când vine vorba de, eu știu, o resursă, un dar sau un anumit comportament, da? Parcă ești tatăl tău, da?
atunci... Mai zicem, ești exact, exact ca mama. Ești exact ca mama ta, da, spune partenerul. Și atunci este clar că provenind dintr-o familie avem în noi toate aceste informații, dar sunt foarte multe informații pe care noi nu le știm. Nu le conștientizăm. Că nu știm ce a trăit bunica, dacă a rămas fără bunicul care a plecat în război și nu s-a mai întors și a trăit șocul pierderii și a fost nevoită să crească 10 copii, poate, și pe acei copii i-a crescut dintr-o anumită stare de tristețe, de jale, de dor, ceva, care au rămas și s-au dus mai departe la cei care au venit după, chiar dacă nu știi cuvinte. Povestea, da, da, dar tu poți să cuplezi la acea poveste fiind unul dintre urmași și cumva să trăiești ceea ce bunica poate n-a știut să elibereze și spui că eu sunt trist și atunci când văd o persoană tristă devin și mai trist sau să pur și simplu să se manifeste prin tine această tristețe pe care tu ajungi să spui că da, nu o înțelegi și spui eu nu am niciun motiv să fiu trist, dar cu toate astea am o mare tristețe în mine. Da, da? Sau sunt persoanele acelea care le e frică în permanență să nu-și piardă partenerul de cuplu. Sau care se simt singure chiar dacă sunt într-o relație. Da, sau care, ce-am mai întâlnit, persoane care fac, îmi scapă termenul ăsta, adună tot timpul, adună fel de fel de lucruri vechi. Obiecte, da? Colecționari. Ei, cineva în neam, am descoperit că am lucrat la un moment dat chiar o temă pe partea asta, cineva a pierdut ceva care îi aparținea și automat cel de după vine cumva să colecteze ceea ce i-a fost luat celui de dinaintea lui. Deci este atât de complex și dacă am sta așa să ne uităm la acțiunile noastre și la lucrurile pe care le trăim, dacă am ști unde să ne ducem, în ce direcție sau cum să fim ghidați, ne-am dat seama că foarte puține chiar ne aparțin nouă, adică din trăirile, da, emoțiile, da, pe, da, care, da, le avem. Da, da, da. Și de multe ori, era chiar de dimineață, am lucrat cu o fată, o femeie, și are această frică că o să fie înșelată. Și să-ți povestesc un pic, pentru că mi se pare foarte important și cred că tu aici poți să ne ajuți mai mult. În momentul în care mama era însărcinată cu ea, tatăl o înșela foarte des și ea ajungea să meargă să-l spioneze, ca să zic așa, să vadă pe unde este. Și pot să-mi imaginez trăirile ei când stătea, știu, pe la ce colțuri să urmărească să vadă ce face soțul, doar că acum fiica a ajuns să manifeste asta chiar dacă nu are motive. Adică în fiecare relație, chiar dacă niciodată n-a fost înșelată, ajunge să îndepărteze bărbații, partenerii cu care e, din frica că o să fie înșelată, pentru că le face niște scandaluri dezastruoase, critică din acea obsesivă și de fiecare dată dacă sună și nu-i răspunde două minute la telefon, chiar dacă îi răspunde după, are senzația, într-o zonă de, da, da, și da, da, are niște trăiri care nu se pot explica pentru că ea nu le-a trăit și nu înțelege de ce ea manifestă toate lucrurile acestea, deși nu are motive. Știi că atunci când mama rămâne însărcinată, se produce transferul tuturor fricilor, emoțiilor, absolut tuturor informațiilor către făt. Da? Și fătul cumva preia. Pe de altă parte, știm foarte bine că după ce e născut copilul, în primii 7 ani este conectat la câmpul mamei. Da. Da? Și automat, orice ce are mama în ea, dă mai departe către copil. E firesc ca cazul tău, în cazul tău, doamna respectivă să se manifeste din zona asta, pentru că preluând frica mamei, cumva ajunge să o trăiască ca fiind a ei. Și o poți lucra într-o constelație, de exemplu, în care să te uiți să vezi care a fost momentul în care mama ei a simțit asta și să poți să eliberezi din câmpul tău această frică, energia, pentru a putea să trăiești viața ta, pentru că pur și simplu se manifestă povestea mamei în viața persoanei respective și nu-și trăiește povestea, exact, vieții el, povestea vieții ei, ci pur și simplu manifestă pe-a mamei. Pe-a mamei. Și problema e că cum nu se termină la tine, ci dacă nu conștientizezi și nu vindeci, dai mai departe. Dai mai departe. Adică știi că există vorba aia, păcatele părinților cad în capul copiilor. Dacă ar fi să o punem așa din punct de vedere al constelațiilor, tot ceea ce cei de dinaintea noastră au făcut sau n-au știut să facă ceva, noi venim cumva și fiind conectați la câmpul familiei, putem foarte bine să manifestăm sau să urmăm în tocmai ceea ce au făcut sau n-au reușit să facă ei. Deci
tradus ar fi că noi nu neapărat n-avem noroc în dragoste sau n-avem noroc la bani sau că întâlnim doar oameni care ne mint și ne înșală sau știu eu tot fel de dezamăgiri și deziluzii, ci mai degrabă am preluat toate acestea din familie și în loc să ne plângem că vezi, Doamne, viața noastră e prea grea, mai bine am merge să facem o constelație, să ne dăm seama de unde am preluat noi bagajele acestea și cum putem să... pentru că de fapt prin constelație identifici sursa de unde a pornit totul. Exact, da? Adică și uite, chiar vreau să vorbesc acum despre cele trei legi care stau la baza constelațiilor familiale. Sunt legile iubirii pe care Bert Hellinger, fondatorul metodei, le-a adus în fața noastră. Și prima lege spune așa: fiecare membru care se naște într-un sistem familial are dreptul să aparțină. Ce înseamnă asta? E firesc ca eu, dacă fac parte din familia Iorga, de exemplu, să aparțin. Și dacă va veni cineva care îmi spune nu mai ești fiica mea, te dezmoștenesc, adică mă exclude, mă respinge, cumva cei care vor veni de după mine se vor manifesta la fel ca mine, tocmai pentru a acoperi golul lăsat de mine, da? Pentru că pur și simplu, cei care vin de după mine reprezintă simptomul, adică manifestarea a ceea ce eu am trăit. E ca și cum ai un fir, îl tai. Și cumva legătura nu mai e într-un flux direct. Da. Și atunci, de exemplu, bunica îl exclude pe bunicul pentru că are o dependență de alcool. Uh-huh. Da? Și atunci, un nepot e posibil să vină cu aceeași dependență la un moment dat în fața neamului respectiv, întocmai pentru a arăta faptul că cineva din urmă a trăit același povestea lucru. Asta, același lucru, și cumva din loialitate față de sistemul din care face parte persoana respectivă, preia și scoate la lumină ceea ce e. Da? Și apropo de ce ai zis tu acum, sunt familiile acelea foarte aranjate, foarte educate, foarte respectate în societate, care se naște unul dintre copii care e fie drogat, fie alcoolic, fie pariază tot ce are și sparge toată averea pe care au adunat-o. Da, 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 adică nu e că el săracul e așa, că toată lumea zică oaia neagră, tu le-ai făcut, tu le-ai oaia neagră, dar oaia neagră vine întocmai să arate exact dezechilibru care există în familie. Ok, da? Și deci în loc să, când se întâmplă asta într-o familie, sau știu eu, în loc să aruncăm pe persoana care face lucrurile acestea, mai degrabă merge să căutăm care e sursa. Da, dar știi cum e? În momentul în care cineva din neam vine și scoate la iveală tot ceea ce nu a fost văzut, sau de exemplu, sau băgat sub preș, sau reprimat, sau ascuns. Diferite secrete de familie sunt, în multe familii, sunt multe amanți, secrete. Amante, da. Avorturi, exact. Crime, tot ceea sinucide. Ce înseamnă partea asta. Și uite, legat de avorturi, ce fac constelațiile este că scot în evidență faptul că chiar dacă tu nu știi că mama ta poate a avut un avort, poate bunica, nu știi povestea, sau bunica, da? Poți să afli, făcând o constelație, că e nevoie să onorezi acel suflet care și el face parte din familia ta. Deci excluderea poate fi și din zona asta în care nu vreau să mă uit la... Și nu neapărat că nu vreau să mă uit că judec acea persoană, ci pur și simplu e ceva acolo, da? Care ulterior ajunge să se manifeste prin cei care vin de după. Și automat, de exemplu, un prim născut care vine de după o sarcină pierdută, un avort spontan sau pur și simplu o sarcină pierdută, se poate naște cu o tristețe foarte mare sau cu o vinovăție foarte mare. Îl vezi că duce o povară deja care nu e a lui, da? Și cumva în momentul în care pui într-o constelație poți să vezi că de fapt e nevoie să-l onorezi pe cel care nu mai e, pentru că viața a ajuns la cel de-al doilea, de fapt, care e născut, și primul care e nenăscut, și cumva e bine să-i pui în ordine. Și aici intervine cea de-a doua lege, care spune că e nevoie ca ordinea să fie menținută în sistemul familial, bărbatul, femeia, primul născut, al doilea născut și tot așa, că de fapt cei care se nasc înainte să-și mențină locul și cei ce vin după la fel să-și mențină locul. Pentru că, de exemplu, dacă într-o familie sunt doi copii avortați și trei născuți, cumva acel sistem familial conține cinci membri, cinci copii, da?
chiar dacă mama spune, știi, eu am 3 copii, nu sunt doar 3, sunt 5. Și cumva e nevoie să-i onorezi și să le dai locul lor de drept fiecăruia, în ordinea apariției în sistem. Adică, da? Să nu te prefaci că n-au existat niciodată. Uh-huh, uh-huh. Da, e un ritual pe care îl fac de obicei în zona asta cu avorturii. E copleșitor de dus, atât pentru cea care a pierdut sarcina, cât și pentru cei care vin de după, pentru că acolo sunt multe emoții de trăit și de eliberat. Dar cumva totul se repoziționează după ce pui în ordine lucrurile. Important este, așa cum ai zis tu, în momentul în care ești deprimat, trist, neajutorat, să-ți dai seama că există o soluție, pentru că noi de multe ori ne identificăm cu starea. Uh-huh. Eu, Cătălina, sunt deprimată. Eu, uh-huh, Cătălina, n-am, uh-huh, noroc. Eu, uh-huh. Adică astea nu sunt eu, Cătălina, ca spirit. Ci eu trec printr-o stare. Ci eu, Cătălina, sunt... Am preluat asta, uh-huh, de undeva, uh-huh, un manifest, uh-huh, trebuie, da, să mă duc, da, să, da, văd, da, cum, da, fac, da, da, să o vindec, nu să, uh-huh, o, să eliberez, uh-huh, energia, uh-huh, ca asta, uh-huh, să nu o vindec. Da, 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 da. Dar dacă noi am fi educați în spiritul ăsta, cred că ar fi totul mult mai simplu, mai, nu știu, mai ușor așa. Păi uite, asta facem noi acum. Generația, da, noastră, da, atât tu cât și eu, cât și cei care sunt în zona asta de terapeuți, cumva... Rolul nostru acum este să vindecăm 3 generații din ce am văzut eu. Adică, prin vindecarea noastră, se așează și părinții noștri la locul lor, mm-hmm, și poate și nu poate, ci și întreg sistemul din care facem parte, și cumva și copiii noștri vor fi mai liberi să-și trăiască povestea, exact, vieții lor, pentru că eu sunt convins că ai observat și tu că cei care sunt născuți de după 2000 vin cu o altă stare, da, cu o altă manifestare, energie, cu altă energie, și cumva noi avem o altă energie, părinții noștri au o altă energie. Dar din ce am văzut, noi, astea 3 generații, unii fără alții, nu avem cum să funcționăm dacă nu conștientizăm legătura care este între noi și dacă nu facem ca fiecare să se manifeste din locul lui. Deci copiii să nu se manifeste din locul părinților, nu, și noi... Nu, exact. Uh-huh. Adică fiecare dintre noi să ne manifestăm din locul pe care e nevoie să stăm, ca, exact, să zic așa. Adică eu sunt fiica mamei mele. Da. Nu mă comport, exact, ca și cum aș fi, nu, mama, fiice. Exact, da, da, invers. Și cum se întâmplă de obicei, da, și sunt convins că ai văzut și tu. Și la fel copilul nu este tatăl meu sau mama mea să mă salveze, să aibă grijă de mine, să facă ceva. Pentru că, de fapt, eu am apărut înaintea lui și cel ce apare înainte îi oferă celui care vine după. Da. Dar ce frumos ai zis, că știi, de multe ori intră în contradicții cu mama și am senzația că parcă aș fi mama aici, că trebuie să-i explic, adică de ce nu poți să înțelegi ce-ți zic? Știi? Și mi s-a părut Da. Părinții noștri, știi, până când am înțeles și eu, dar am înțeles din zona asta de acceptare și onorare a părinților mei, tot ce avem de făcut noi este să ne uităm la părinții noștri ca la suma a ceea ce au fost și ei. Copii, adolescenți, da, că și ei sunt fii, fiicele unor părinți și ei au trecut prin copilărie și au trecut prin perioada adolescenței și au trecut prin o grămadă de experiențe, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute. Și dacă fiecare dintre noi, atunci când ne uităm la părinții noștri, am putea să vedem în ei și trecutul lor și relațiile cu părinții lor, putem să găsim în noi locul acela de acceptare și compasiune pe care să-l trăim, și de iubire pe care să-l trăim din zona asta de echilibru. Altfel, știi cum e, ne ducem în zona de judecată, da, de separare, asta facem, da, nu vreau să fiu ca mama și culmea este că voi ajunge să mă manifest la fel ca ea, nu vreau să trăiesc cu un bărbat care are o anumită dependență ca tata, pentru că judec la el acest comportament și viața mă va duce exact în situația în care să manifest exact ce am judecat. Și atunci treaba noastră este să ne uităm la părinții noștri cu acceptare, cu onorare, cu respect, cu iubire. Ce frumos ai zis, pentru că chiar de curând am întâlnit un caz în care el își judeca tatăl pentru comportamentul agresiv pe care l-avea și și-a dat seama că în relația de cuplu făcea identic aceleași lucruri, dar el nu conștientiza asta. Adică tu despre tine ai o părere și ți-e foarte greu să vezi cum te percep cei din jur. Și abia când se întâmplă, nu știu, o ruptură, în momentul în care partenera i-a spus
în cazul lui, că ea gata, nu mai vrea, nu mai așa. Da, da, el da, a început da. Să vadă, doar prin prisma că a suferit suficient de mult, a reușit să vadă ce făcea el și comportamentele pe care le avea în spate. Da. Și uite, legat de cum ne manifestăm în relații sau în familii, mulți dintre noi nu ne punem întrebarea de ce trăim poate la fel. Și ajungem să ne dăm răspunsul, în tocmai cum ai zis și tu, când trecem printr-o suferință, printr-un divorț, printr-o pierdere, prin ceva care să ne facă să ne întoarcem la noi, astfel încât să putem să ne punem întrebări. Cum am ajuns să trăiesc situația asta, cu ce am contribuit eu la situația asta, de ce mi se întâmplă și mie lucrul ăsta. Și atunci, cumva, constelațiile vin să-ți arate în ce zonă ai trăit și să te pună pe locul tău, astfel încât să poți să trăiești viața ta în echilibru. Da. Dar vis-a-vis de ce ai zis tu că ar trebui să avem o mai mare compasiune pentru oameni în general, atât pentru părinții noștri, cât și pentru partenerii de cuplu, din păcate, noi nu prea reușim să facem asta, pentru că noi îi cunoaștem într-un anumit punct al vieții lor și ne identificăm cu varianta pe care am cunoscut-o noi în momentul acela. Raportat la părinți, eu o cunosc pe mama din momentul în care am crescut și am văzut-o cum se manifestă. Mi-e foarte greu să mă duc în spate, să înțeleg că, știu eu, comportamentele ei sunt pentru că și-a pierdut tatăl când era mică, sau poate că a pierdut un frate, sau poate că a trăit în sărăcie, sau știu eu, n-a avut condițiile. Mi-e greu să înțeleg toate lucrurile astea. Și am senzația în momentul în care mi-a zis, tu trebuie să înveți să ajungi cineva, are ceva cu mine. Adică de ce? Da, pentru că pur și simplu îți formezi o anumită percepție în raport cu mama ta. Dar tu ai zis în mod următor, eu nu pot să înțeleg, sau poate vreau să înțeleg, dar nu pot să înțeleg. Da, nu am capacitatea. În constelațiile familiale nu e despre a înțelege, ci e despre a te conecta cu acea parte din tine care e mai mare decât înțelegerea mentală, ci e înțelegerea profundă din suflet, prin care pur și simplu tu, conectându-te cu mama ta la nivel de suflet, vei vedea că e altceva acolo. Da, da. Și atunci nu mai ești e nevoie pur și simplu, când ajungi în locul ăsta, să observi că nu mai e despre ceea ce judeci, nu mai e despre separare, nu mai e despre etichetare, ci e despre acea conexiune și acel loc interior pe care îl simți ca o legătură. Plus că sunt anumite fraze vindecătoare pe care le folosesc atunci când lucrez în constelații familiale și cumva fiecare frază creează un nou spațiu și deschide un nou spațiu, atât către persoana care reprezintă pe cineva, cât și pentru persoana care își lucrează constelația. Pentru că, de exemplu, o frază pe care o folosesc frecvent este: dragă mama, acum văd că și eu sunt ca și tine. Păi în momentul în care conștientizezi de fapt că tu ești ca mama ta, îți deschizi spațiul de acceptare atât a ta, tu cu tine însuți, cât și a mamei tale. Și atunci când se deschide spațiul ăsta de acceptare de sine și acceptare față de mama ta, evident că nu mai încapi loc de judecată. Și în momentul în care nu accepti, furia și frustrarea din interior e atât de mare și va manifesta toată asta în jur, adică se pare că nu funcționează. Da, pentru că și ce am mai observat? Cei care sunt în zona asta de deconectare față de părinții lor, față de rădăcini, sunt deconectați și de viață, în sensul în care dacă eu mă lupt cu mama mea, mă lupt și cu viața. Și dacă ești atent către o persoană, să o vezi și cum vorbește, poți să-ți dai seama de locul interior din care se manifestă. Totul ține doar să observ, pentru că oamenii vorbesc despre ei tot, și despre rănile lor, și despre poveștile lor, și despre absolut tot. Și atunci, atunci când, de exemplu, întâlnești o persoană care a trăit o mare nedreptate în raport cu cineva din familie, va atrage situații nedrepte, pentru că e nevoie să vadă, să-și vadă rana, da? Pentru că până nu ajungi să-ți vindeci rănile, toată realitatea ta se va învârti în jurul rănii. Dacă eu, de exemplu, am o rană de abandon, care e nevindecată, o să atrag persoane care să mă facă să mă simt în continuare abandonată, parteneri, prieteni și așa mai departe. Eu chiar am avut, cred că încă mai am pe undeva rana asta și se manifesta mai cu seamă în relațiile de cuplu, dar se manifesta și în relațiile de prietenie.
pentru că ajungeam să am prieteni, la un moment dat n-am mai avut prieteni, mulțumesc. Și mă simțeam tot timpul că nu mă aleg pe mine, adică preferau să iasă în oraș cu altcineva și adică tot timpul eram Pentru că cel care are rana abandonului dezvoltă și atașamente și te duci în zona de dependență față de acea persoană, Și automat e nevoie să faci un pas în spate și să te uiți la tine și să vezi de când am simțit eu prima dată acest sentiment. De unde a pornit? Poate nici măcar nu mi-aduc aminte că dacă s-a întâmplat la 6 luni sau la un an când mama mi-a transmis sentimentul sau eu am perceput în felul ăsta, evident că apoi am cuplat tot timpul niște situații la acest sentiment de abandon. Și cum ziceam și mai devreme, e atât de ciudat că tu te identifici cu starea respectivă și ai senzația că tu ești așa. Dar noi nu suntem așa. Noi suntem spirite libere atât timp cât ajungem să le deblocăm canalele prin care funcționăm, nu? Știi ce avem noi de conștientizat ca oameni? Faptul că, și uite, asta s-a întâmplat și cu mine de când lucrez în zona asta de facilitator, constelații familiale și de când m-am vindecat și eu. Noi suntem un corp ghidați de suflet, așa, de spirit. Da? Și atunci, dacă eu cred că eu dețin controlul, voi suferi. Dar dacă las cumva sufletul să se manifeste prin mine și să mă duc acolo unde e nevoie ca eu să fiu, viața se așează cu totul altfel. Dar știi că ne creăm anumite iluzii, cum că noi deținem controlul, cum că noi suntem cei mai din perimetru. Dar cum ajungem să lăsăm sufletul să ne ghideze, să-l ascultăm măcar, că de cele mai multe ori... Da, bună întrebare, să-l ascultăm. Știi, dacă îți pui o întrebare și stai 2-3 secunde, vei primi răspunsul. Important e să-l auzi. Da. Și atunci răspunsul îți vine în suflet. De multe ori îți vine răspunsul și zici, păi nu pot să fac asta. Adică cum, nici păi da, pentru că intervine mintea care spune, nu se poate. Dar știi cum e? Că, de exemplu, și în relații, relațiile de cuplu, de exemplu, când întâlnim o persoană, un bărbat, da? Ceva din mine cuplează la acea persoană din prima și spun, wow, deși mintea îmi spune că eu nu am cum să fiu sau nu am să fiu niciodată cu bărbatul ăsta, parcă e o parte din mine care mă cheamă sau mă duce către el. Ei, partea aia e sufletul care pur și simplu se duce înainte pentru că știe că are o treabă împreună cu celălalt suflet. Dar vezi tu ești căsătorită sau ești în altă parte sau abia ieșit dintr-o relație și mulțumesc, nu mai trebuie sau el e într-un fel și tu zici, nu mulțumesc că nu-mi trebuie genul ăsta de persoană și așa mai departe. Împlinirea sufletească o trăiești atunci când asculți sufletul. Când îți asculți mintea, ești doar în zona asta de a trăi din inerție, într-o minte inconștientă care te conduce pur și simplu și te duce unde... Cred că trebuie să devenim în primul rând foarte conștienți de noi, ca să putem să manifestăm toate acestea, adică să ne dăm seama și ce răni avem și din ce loc manifestăm lucrurile pe care le avem în viață. Îmi spuneai că există 3 legi. Care ar fi a treia? Și a treia e legată de echilibru dintre a da și a primi. Adică părinții oferă, copiii primesc. Tot ceea ce oferă părinții copiilor, copiii atunci când devin adulți vor da mai departe în relația de cuplu, pentru că au trăit într-un tablou, și în relația cu proprii copii. Ei, și cum vor da mai departe? De obicei dăm mai departe tot ce am primit din tabloul familiei la fel, sau total opus. Adică eu nu vreau să fiu ca mama și dau... Exact. Dacă mama nu m-a iubit, eu dau prea multă iubire. Da. Dar asta nu înseamnă că dau dintr-o zonă de echilibru, dintr-o zonă interioară de așezare. Da? Dau exact din zona de judecată, rezistență, separare, excludere. Da? Și atunci... Ce ajunge către copil? Ce ajunge către copil ajunge... Ori acea neîmplinire pe care, cu care eu am rămas din propria copilărie, ori o nevoia mea pe care am, deci acea nevoie pe care am nevoie să mi-o împlinesc. Da? Exemplu, chiar am făcut un test la un moment dat cu mulți amici bărbați și am întrebat ce vrei să cumperi cadou de Crăciun, asta acum vreo 7 ani. Ce vrei să cumperi cadou de Crăciun copilului? Elicopter, mașină, diverse, da?
Adică ceea ce n-au avut ei când în copilărie, au luat propriilor copii, da? La fel cum se întâmplă, vreau să îmi dau copilul și la pian și la karate și la not, că să facă ce n-am făcut eu, da? Ei, ăsta nu este un loc dintr-o zonă de echilibru. A oferit dintr-o zonă de echilibru. Ci vine din copilul meu interior care a rămas cu niște neîmpliniri, care proiectează și dă mai departe copilului, da? Și atunci, pentru ca echilibrul dintre a da și a primi să fie din zona asta de părinții oferă, copiii primesc, ar fi nevoie să fie din zona în care eu ca părinte să rămân în locul de adult și copilul să fie pe locul lui de copil. Adică raportul să fie cel corespunzător, nu de la copil la copil. Nu de la copil, copil la copil, copilul din mine cu copilul din tine. Pentru că dacă copiii simt în jurul lor că adulții nu sunt adulți, ei vor fi nevoiți să ia ei rolul de adult. Și automat acest echilibru între da și a primi își schimbă ordinea, da? Și cumva nu e ce trebuie pentru niciunul dintre ei. Da, și tu zici că l-am iubit, l-am educat, i-am dat tot ce aveam, de ce se comportă așa cu mine? Păi de ce? Păi pentru că e prea mult pentru el, da, de dus. Și i-ai dat din, nu i-ai dat din iubire, ci i-ai dat din iubirea aceea rănită, ca exact, să zic așa. Am putea spune din lipsă, sau din, din nevoie. Din da. În cadrul unei ședințe de constelații familiale, cum decurg lucrurile? Vin mai multe persoane, se face pe grupuri, se face... Deci există două modalități de a lucra cu constelațiile. Constelații familiale individuale, în care vin persoane la cabinet și am obiecte cu care lucrez. Care să identifice? În care pur și simplu alege pe cineva care să reprezinte pe mama, pune-te pe tine și pot să-mi dau seama de dinamică, da, și în funcție de poziții, în funcție de cum se uită, în funcție de ce simte omul respectiv când se conectează. Pentru momentul în care eu spun, uite, aici este mama ta. Oh, deși am schimbat atitudinea față de... Exact, da, deci deja intri în energia acum în care... Deja trebuie să stau mai dreaptă, știi? Adică da, și când te uiți așa și spui... ce simți când te conectezi la mama ta? Și îți vine, păi simt furie. Ah, ok. Dar de ce simți furie? Pentru că și începe povestea. Da? Atunci, cumva, într-o constelație individuală, tot așa treci prin cele trei legi, astfel încât să pui omul respectiv pe locul lui de drept, ca să zic așa, în sistemul lui familial. Dar frumusețea constelațiilor vine în momentul în care lucrezi în grup. În grupuri. Pentru că, de obicei, oamenii care se adună în grup au teme comune de lucru, da? Pentru că suntem interconectați între noi, plus că beneficiul pe care îl aduce metoda constelației atunci când lucrăm în grup vine din zona în care atunci când aleg pe cineva să reprezinte ceva, cumva acel ceva face parte și din câmpul informațional al persoanei care reprezintă. Adică are ceva acel în bagajul da. Care se pupă cu ce am eu nevoie. Adică eu, de exemplu, dacă te introduc pe tine într-o constelație și spun, uite, tu o reprezinți pe sora mea, da? Și ai să vezi, lucrând constelația, că de fapt ceva din tine face legătură la tema de lucru, pentru că suntem atât de interconectați între noi și purtăm în noi atât de multe informații, încât beneficiul metodei terapeutice în grup vine din zona asta de oglindire. Adică, da? Eu văd în tine și port în mine ceea ce ai și tu, o parte din tine. Da? Și atunci cumva primesc un mare dar atunci când reprezint pe cineva într-o constelație, pentru că de fapt ceva din mine, din energia mea m-a adus pe locul respectiv. Da? Și chiar dacă nu-mi lucrez constelația mea personală, ci doar reprezint pe cineva, pot să eliberez din câmpul meu informația respectivă, mesajul. De exemplu, dacă vin pe o nu știu, generație de femei care au fost nefericite în dragoste, au avut soți, știu eu, agresori, consumă alcool, habar nu am. Ajung într-o relație de același fel, pot să mă eliberez eu de tot bagajul ăsta cu care vin și să schimb? Da, pot să schimb, pentru că în primul rând e nevoie să identific. Uite, și am să dau exemplu din viața mea personală. Eu când am luat-o pe zona asta de a vindeca modul în care eu am relaționat,
am remarcat că în sistemul meu familial, în mare parte, majoritatea femeilor au divorțat. Și am zis, wow, ce interesant, uite ce informație e aici. Hai să văd de ce. Da? Și apoi am putut să remarc faptul că exista o mare lipsă de respect între femei și bărbați, dar care a plecat de undeva, da? Pentru că, de fapt, femeia nu era pe locul ei, ci a fost nevoită să preia locul bărbatului, pentru că bărbatul plecase, bunicii mei plecase la război, străbunicii care au fost la fel, unii dintre ei nu s-au mai întors, străbunicile au fost nevoite să crească copiii de unele singure și automat manifestarea energiei feminine s-a dus și în zona manifestării energiei masculine, poate mai mult decât. A trebuit să preia rolul. Ca exact, să și să preia rolul. Da? Și atunci, în momentul în care tu te uiți la o femeie și femeia respectivă spune, păi eu am fost și mamă și tată, evident că e o manifestare care exclude ceva, care nu include partea masculină, dar nu neapărat să o includă din zona în care să o onoreze, ci pur și simplu așa a fost, așa s-a întâmplat. Dorit, da? Dar trebuie să o țin exact. Locul. Și asta a fost situația. Și imaginează-ți că de obicei preluăm și ducem mai departe și manifestăm tiparele astea din zona în care în urmă cu 3-4 generații s-au întâmplat niște lucruri și cumva e nevoie să ne întoarcem acolo să vedem cauza. Și ca să putem să eliberăm și să vindecăm. Îți dai seama că devii o femeie, știu, castratoare, să zic eu, cu rigoare și într-o energie foarte masculină, dar fără să-ți dai seama de ce ești așa. Și tu zici, aia sunt în energie masculină. Da, sunt într-o zonă, știi cum e, femeile puternice, da? Da. Eu sunt o femeie puternică, sunt o femeie independentă, n-am nevoie de bărbat. Ok. Dacă te duci în spate. Pentru că dacă te duci în spate, vei vedea, de fapt, ce s-a întâmplat acolo. Și cumva tu preluând informația, uitându-te la tine cu sinceritate și cu deschidere, poți să spui n-am avut ce să fac și am devenit puternică și independentă. Dar cu siguranță dacă va veni un bărbat lângă tine să-ți ofere ajutorul, susținerea, protecția de care ai nevoie, energia ta se va schimba. Așa e. Da? Asta și dacă dai voie să se întâmple lucrul ăsta. Atunci, pentru a putea fi în echilibru, e nevoie să... De fapt, știi cum e? Noi ca ființe, pentru a putea trăi în echilibru, e nevoie să integrăm în noi pe mama și pe tata. Pentru că am remarcat că orice manifestare de asta în dezechilibru, o femeie care se manifestă mai mult în energie masculină sau un bărbat care se manifestă mai mult în energie feminină, vine exact în zona asta de excludere. Adică exclude una dintre energiile... Da, exclud pe mama sau pe tata și ajung să manifest exact ceea ce exclud la un nivel foarte înalt. Mai am o curiozitate. Persoanele care nu reușesc să își găsească un partener sau o parteneră, cel puțin în perioada în care trăim noi, am întâlnit foarte mult termenul ăsta. Nu am unde pe rețelele de socializare găsesc de o anumită categorie, în viața reală nu socializez. De ce nu reușesc să... Adică dacă tot venind, mergând în spate... Păi, uite, să luăm un exemplu. Uită-te un pic la mama ta, tu ca femeie, și vezi cine ai devenit tu ca femeie, dar întocmai datorită cine a fost mama ta și bunica ta și întreaga linie de femei. Pentru că poate tu ești loială suferinței mamei. Poate că mama ta a divorțat, a rămas singură, iar tu dintr-o loialitate față de ea, subtil poți să simți și o vinovăție prin care tu nu vrei să fii mai fericită, să trăiești povestea ta, da? Și cumva cuplezi la povestea mamei și trăiești exact la fel, alegi să rămâi singură pentru că și mama este singură. Și când povestea asta mi-a venit în minte exemplul unei prietene care la fel e singură și zice că nu găsește pe nimeni, dar mama ei în relație a fost foarte nefericită. Ei au rămas părinții împreună, doar că mama a preluat foarte mult din responsabilitățile tatălui, considerându-l mai slab. Și mesajul care probabil a ajuns la ea e că mai bine stai singură decât să duci tot greul. Ei, și în funcție de mesajele pe care le avem din neam, dacă nu ne dăm seama, pur și simplu repetăm. Repetăm exact tiparul pe care l-am primit. Uite, mai am o situație, mi-am adus aminte acum, tot așa că vorbim de Facebook. Cunosc o tânără care are 26-27 de ani și care la profilul ei a scris că este văduvă. Am mai văzut și eu multe persoane care fac asta. Da, da. Ei, acea informație, de fapt, eu o am în mine,
dar poate nici măcar nu m-am întrebat niciodată de ce simt nevoia să fac această afirmație și o fac și public. Dacă ar fi să ne uităm într-o constelație, cu siguranță aș găsi că o femeie din neam a rămas văduvă și de fapt ea cuplează la informația respectivă și din loialitate față de sistem își manifestă asta în viața ei și se simte. Da? Și ce pot face eu în momentul în care, ok, am conștientizat cu cine mă identific, de unde am preluat informația, apoi ce fac? Onorez ceea ce a trăit persoana respectivă și doar onorând se desprinde energie. Exact. Și da, nu mă identific, da, da. Adică nu mai preau energia persoanei respective ca fiind energia mea. Da, adică da, dacă da. Am o depresie, nu mai sunt depresivă, pentru că nu e energia mea, ci pur și simplu am cuplat la o energie a mamei, a bunicului, da, care a suferit anumite lucruri. Exact. La fel cum, știi, mai e vorba aceea prin care se spune eu am diabet pentru că și bunica avea diabet și străbunica avea diabet. Și e o chestie genetică. Așa e. Ok. Dar pe de altă parte, tu ai o mare loialitate față de sistemul din care faci parte și pur și simplu mergi mai departe prin viață în tocmai cum a mers mama ta, bunica ta, cu aceeași suferință și lași boala să se manifeste prin tine. Uite, am lucrat chiar weekendul ăsta în evenimentul de constelații pe care l-am avut la Galați cu o doamnă care îmi spunea mama mea are boala asta și eu la fel o am. Dar de fapt relația dintre ele erau, adică ea venea din zona asta de a-și respinge mama, boala era o boală de piele care însăși prezența bolii spune separarea pe care eu o am față de mama mea. Și atunci lucrând în constelația respectivă i-am zis, uite, eu chiar sunt curioasă să văd dacă boala va merge mai departe, se va manifesta sau pur și simplu poți să vindeci dispărând simptomul respectiv. Eu nu zic acum că constelațiile vindecă tot sau vindecă bolile, dar cumva de multe ori s-a întâmplat și tot așa o doamnă mi-a scris la un moment dat că uite aveam fibrom când am venit la constelații și acum după o lună de zile nu mai am, pentru că deblochezi ceva energetic din câmpul tău energetic, da? Și atunci schimbându-ți energia, ți se schimbă informația pe care o ai în tine. Da? Da, și dacă ne gândim la faptul că noi suntem energie și că bolile la rândul lor sunt manifestări reglate ale energiei în corp, e normal că deblocând energia să se ducă și... Se schimbă și se manifestă altfel. Da. Se poate manifesta un anumit episod la aceeași vârstă pe care l-a manifestat persoana dinaintea noastră? Uite, o să dau un exemplu. Era cineva la un moment dat și spunea că la vârsta de 17 ani a început să aibă frisoane, ca și cum i-ar fi foarte fric și nu știa ce se întâmplă. Și că trăia asta în mod constant. Și mergând tot așa pe generații în urmă, fratele mamei, sau nu știu ceva de genul, a murit căzut într-un lac în gheț. În psihogenealogie se numește sindrom de aniversare. Sunt lucruri care se întâmplă odată la ceva timp, repetându-se, întocmai pentru că există un ciclu care se repetă, pentru că există informația în câmpul familiei care se duce mai departe, da? Și evident că dacă eu sunt conectat cu familia, preiau și manifest. Iar, uite, am o cunoștință tot la fel. Îmi povestea la un moment dat, am o senzație de sufocare. Nu știu de unde îmi vine, dar am o senzație de sufocare. Și de fapt, lucrând cu ea, a cuplat la, nu mai știu, era un unchi, un străbunic, cineva din sistem care de fapt fusese la Auschwitz. Simptomul ei era acel simptom care să reprezinte moartea respectivului, da? Și din momentul în care am lucrat chestia asta, tema respectivă, pur și simplu s-a deblocat energia și automat simptomul respectiv nu a mai dispare. Se face așa pierdere de găină pentru că e atât de profund și în momentul în care înțelegi cât de departe pot să se ducă lucrurile pe care le simți, pe care tu le iei personal, adică chiar ne-am face viața mai ușoară dacă am primit mai multe informații de genul ăsta, dacă am fi deschiși măcar să le... Da, știi cum e... Păcat ar fi acum la câtă informație este și la câți terapeuți sunt. să rămâi în zona asta în care dintr-o negare
să nu-ți dai seama că nu străiești viața ta. Așa e, da. Și că pur și simplu totul se manifestă prin tine. Dar dacă ieși din zona asta de negare și te deschizi, vei vedea după ce eliberezi și te vindeci, că totul se repoziționează și poți să trăiești viața într-un sincron perfect cu viața. Adică într-un sincron perfect cu viața, pur și simplu să fii atât de conectat cu viața, viața prin tine, încât să, da, să vezi cum se așează lucrurile. E magic cum poți să ajungi să trăiești în zona asta, dar exact cum ai zis și tu, să fii cât mai conștient de ceea ce e în tine. Și deschis. Adică să nu te sperii, să știi, să conștientizezi că există soluții la tot ce ți se întâmplă. Da. Petra, îți mulțumesc pentru participarea în cadrul acestui podcast și pentru toate informațiile frumoase pe care le-ai împărtășit astăzi cu noi. Sper să ajungă la persoanele care au nevoie să le audă. Te mai așteptăm cu drag și data viitoare. Mulțumesc. Mi-ar face plăcere să mai discutăm. Iar vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Sper din suflet ca mesajul să ajungă la voi și să vă fie de folos. Cătălina am fost, ați urmărit Loving Podcast. Pe data viitoare!